Este o onoare și o plăcere să iau parte la aniversarea centenarului Bibliotecii Județene Octavian Goga. Mi-amintesc de o vorbă care descrie perfect acest sanctuar, anume, oamenii fac locul, nu locul pe oameni. Toți cei care au pășit pragul acestei biblioteci de-a lungul timpului, fie ei bibliotecari sau cititori, și-au lăsat amprenta, cât de mică, dar neprețuită. Pentru mine, Biblioteca Județeană este mai mult decât un simplu depozit de cărți. Este un portal spre o lume magică, o fortăreață pentru cei care caută un refugiu în fața vieții agitate, un loc unde poți învăța din cărți, de la bibliotecari și de la alți cititori deopotrivă, un loc lipsit de prejudecăți, un templu unde Zeul Suprem este cunoașterea. În 2016 am participat la concursul de lectură Bătălia Cărților, cea mai frumoasă experiență pe care am avut-o la Biblioteca Județeană. Acest concurs mi-a testat răbdarea, atenția la detalii, vocabularul și spiritul competitiv. Pe o perioadă de câteva luni, ni s-au propus spre lecturare 10 titluri de cărți, special alese, încât să satisfacă toate gusturile. La fiecare câteva săptămâni, făceam o excursie la bibliotecă pentru a profita de liniștea sălilor de lectură, dar și pentru a petrece timp cu competiția. Copii fiind, mă interesau mai mult cărțile decât premiul, astfel că am legat câteva prietenii frumoase în zilele petrecute acolo. M-am calificat mai întâi în semifinale, iar mai apoi în finală. Pentru finala serii zilei de 4 noiembrie, fiecare dintre finaliști a trebuit să pregătească un scurt discurs în care să promoveze cartea favorită. Pentru mine a fost destul de greu să aleg la început, deoarece toate cele 10 cărți mi-au plăcut la nebunie și mi se părea aproape imposibil să aleg una. În cele din urmă, pasiunea mea pentru istorie m-a ajutat să aleg cartea Prințesa Lupilor, de Catherine Constable. Cartea spune povestea unei tinere fete, Sophie, care nimerește într-un tren greșit în cadrul unei excursii în Rusia. Aceasta este ajutată de prințesa Volkonskaya, care se oferă să o primească la palatul ei. Ceea ce părea a fi o aventură în stilul de viață regal, avea să se transforme peste noapte într-un mister tragic. Asemănările cu Revoluția Bolșevică din 1917 au fost doar câteva din aspectele care m-au convins să promovez această carte. Mi-amintesc, în seara finalei, fiecare dintre finaliști trebuia să aleagă un bilețel cu un număr, iar în ordinea crescătoare avea să decurgă finala. Mă rugam la Dumnezeu să nu fiu primul, pentru că emoțiile mele nu ar mai fi rezistat. Însă, în ciuda rugăciunilor, Universul a decis să fiu eu primul orator. Deși am avut multe emoții, discursul meu a câștigat premiul pentru cea mai bună pledoarie. Iar în ciuda faptului că nu am câștigat concursul, am câștigat totuși cea mai frumoasă experiență din copilăria mea. În ultimii ani am participat și la atelierele de lectură din timpul vacanțelor de vară, care m-au ajutat foarte mult să mențin vie pasiunea pentru cărți. În încheiere, aș vrea să mulțumesc Bibliotecii Județene Octavian Goga pentru toate momentele frumoase și pe care le-a pregătit și pe care le pregătește în continuare pentru copii și pentru tineri, fără de care pasiunea mea pentru istorie și ficțiune nu ar fi atât de înflăcărată. La mulți ani!